Fie funcția f definită pe 0 infinit cu valor în R, f de x egală cu e la puterea modul din logarit din x pe x plus 1. Să-ți determine numărul punctelor de extrem local. Acum, ca să-i fac derivata, modulul știți că nu-i derivabil. Deci eu trebuie să explicitez. Ce am? Când logarit din x este pozitiv, pe cum logaritmul este funcție crescătoare, logarit din 0 e 1, deci iată, dacă x mai mare ca 1, modul din logaritm este logaritm. Dacă x e mai mic ca 1, unde vreți, puteți să puneți egalul, modul din logaritm este minus logaritm din x. Și atunci iată că funcția mea f de x va fi egală cu cine? Dacă x e mai mic ca 1, dacă x mai mare sau egal cu 1. Hai să vedem. Ce-mi devine funcția mea pentru x mai mic ca 1? E la minus logaritm pe x plus 1. Adică 1 pe e la logaritm din x pe lângă x plus 1. Dar știți că e la logaritm din x din cauza că exponențiala și logaritmul sunt funcții inverse. Una, celălalt este x. Deci asta este 1 pe x ori x plus 1. Dacă x e mai mare ca 1, funcția mea devine cine? E la logaritm din x pe x plus 1, adică x pe x plus 1. Deci asta este funcția mea. Hai să-i facem derivata. Păi, avem f derivat de x egală cu. Derivăm întâi 1 pe x, x plus 1 derivat. Vine minus 1 pe ăsta cine? X pătrat plus x. Adică 2x plus 1 pe x pătrat ori x plus 1 la pătrat. Da? Deci vine minus 2x plus 1 pe x pătrat pe lângă x plus 1 la pătrat pentru x mai mic ca 1. Asta derivată, pot să o scriu așa, x pe x plus 1 derivat este 1 minus 1 pe x plus 1 derivat, nu? Că x pe 1 derivat e 0, deci vine 1 pe x plus 1 la pătrat. Ăsta este 1 pe x plus 1 la pătrat pentru x mai mare ca 1. În 0, cum funcția mea, atenție, era continuă, pentru că era funcție elementară, dar combinată cu logaritm, modulul din logaritm, care nu e funcție elementară, însă module din funcții continue sunt continue. Va trebui să facem pentru derivată, derivata la stânga, derivata la dreapta, în 1. Da, derivata la stânga, în 1, cât face? Minus 3 supra 1 ori 4, minus 3 pe 4, iar la dreapta, în 1, este 1 pe 4, da? Sunt diferite, deci punctul este unghiular, da? Bun, hai să vedem funcția, cum arată, da? Bun, x, punem direct f derivat de x, unde era funcția mea definită? Pe 0 infinit, da? Că aveam logaritmul, de asta am, da? Pe 0 infinit, ia. Și avem acum atenție. Dacă pentru de la 1 încolo, observați derivata mea este pozitivă, da? Pentru că era 1 pe ceva la pătrat. Asta egală cu 0, dacă facem f derivat de x egal cu 0 pentru x mai mic ca 1, îți dă cine? 2x plus 1 egal cu 0, adică x egal cu minus 1 pe 2, care nu aparține acestui interval. Și atunci ce semnare ia pe intervalul 0-1? Păi uite, cum x este mai mare ca minus 1 pe 2, că între 0 și 1 asta are semnul a, deci e plus, jos e plus și cu minusul din față este minus. Deci funcția scade, crește. La 1 observați, punctul era punct unghiular, că derivata la stânga e minus 3 pe 4, derivata la dreapta e 1 pe 4, dar nu mă interesează asta că nu e derivabilă. De ce? Că funcția descrește și apoi crește. Deci x egal cu 1 este punct de minim local. Da? Ce îmi cerea mie? Câte puncte de extrem local are? 1. Deci de mic. Și cu asta am încheiat problema.